Ministerul Agriculturii. Îl chem pe Mircea Geoană să vorbim despre medicamentele compensate, despre bolnavii acestei țări, despre pensionarii amărâți ai acestei țări. Într-un an de zile în care a avut Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății, îl chem pe mincinosul Mircea Geoană să vorbim de salariile profesorilor. Într-un an de zile în care a avut Ministerul Educației. Domnilor susținători cu orice preț al lui Mircea Geoană, dați-i voie lui Mircea Geoană să vină la confruntări electorale. Domnule Viorel Grebenciuc, te rog frumos, lasă-l pe Mircea Geoană să vină la confruntare electorală. Dacă nu-l lăsați... Voilà. Consecvența în politică... Consecvența și astăzi, domnule Cristian Tudor Popescu, fiindcă țineți minte ce frumos îl aplaudați pentru consecvență și ați scris un editorial foarte interesant în Gândul, vă dăm, dați-i link-ul domnului Cristian Tudor Popescu, poate mai scrie un editorial despre consecvența lui Crin Antonescu în politică și ceea ce trebuie aplaudat. Și mai avem un filmuleț, spun colegii mei, hai să vedem dacă e trucaj sau nu și acest filmuleț.